ne-am regăsit la ședința ordinară de data de astăzi, 31 iulie 2020. Pentru început, deci la prezență avem pe domnul Suditu Petru, care astăzi n-a făcut prezent. În rest, suntem toți, putem începe ședința. Având pe ordinea de zi 5 proiecte de hotărâre, au fost 3 inițial și s-a mai suplimentat cu încă 2 proiecte. Cum facem cu procesul verbal la ședinței trecute, întâi, da? Doamna secretar general, aveți cuvântul pentru a ne prezenta procesul verbal la ședinței trecute. La ședința trecută dumneavoastră ați fost președintele ședință, nu-i așa? Poftim? La ședința trecută dumneavoastră ați fost președintele ședință. Da, Deci, încheiat astăzi, 14.07.2020, în ședința de îndată a Consiliului Local Parava, consilier prezent 10 din 13. A fost supus aprobării procesul verbal al ședinței din data 24.06.2020, care a fost adoptat cu 10 voturi pentru. A fost votată ordinea de zi cu unanimitate de voturi. Ședința a avut următoarea ordine de zi. Proiect numărul 1, rectificare bugetară, inițiator primar Vediu Costel. Domnul primar a dat citire proiectului de buget privind rectificarea bugetară. Domnii consilieri locali au cerut informații cu privire la destinația banilor. Aceste informații au fost furnizate de către domnul primar în sensul că banii vor fi folosiți în vederea finanțării programului de after school. Proiectul de hotărâre a fost votat cu unanimitate de voturi. Domnul președinte de ședință a declarat ședința încheiată, drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. Mai adaug ceva la el? Nu. Deci atât, da? Bun. Să punem la vot procesul verbal a ședinței trecute. Cine este pentru? Unanimitate. Eu mă abțin, pentru că am putut lua un comentariu și am participat la ședința trecută. A, avem o abținere, domnul Ciupotanu. Cum adică nu ați fost anunțat? Așa bine, la ședința trecută n-am fost anunțat. De-aia nici n-am participat, n-am știut. Deci am aflat numai seara, după terminarea ședinței. Așa s-a întâmplat, n-a fost semnal în telefon. Nu, a fost ședință de îndată, a fost ședință de îndată, eu v-am sunat, n-ați răspuns la telefon. Da, n-ați răspuns la telefon și n-am avut cum să iau legătura cu dumneavoastră. Mai seara am aflat. A fost de o zi pe alta, înțelegeți? Nici dumneavoastră n-ați fost. Deci nu este unanimitate de voturi, cât este acum? 10. 10. 10. Două abțineri. Două. Domnul Manea și domnul Ciupotanu. Deci sunt 10 voturi. Da, da, două abțineri. Două abțineri, domnul Manea. Două abțineri. Manea și domnul Ciupotanu. Domnul Ciupotanu, dar am vrea să nu faceți parte din grupul acela de consilie? Păi da, dar numai seara mi-a intrat. Nu prea am semnat. Seara am observat, am deja faptul era consumat. Dar nimeni nu v-a apărut că v-am trimis proiectul de hotărâre. După aia. După aia. N-are semnal acum. Da, la pădure. Și aveți să-mi dați un număr de fix ceva, în caz de ceva, să vă pot contacta? Da, da. Mai rar, dar... Nu, se poate întâmpla, uite și... S-a întâmplat acum. Acum n-a fost cazul să avem vot, dar... Dacă există, puteam să vă contactez pe fix, vă rog, dați-mi un număr de telefon pe fix. Pentru că eu sigur v-am contactat, dar nu am reușit. Bun. Votați ordinea de zi, dacă se poate, vă rog frumos, și suplimentarea acesteia. Trebuie să punem la vot suplimentarea ordinei inițiale a ședinței. Cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate. Am supus la vot ordinea de zi, plus suplimentarea. Da. Am votat suplimentarea ordinei de zi. Și ordinea. Și ordinea de zi. Și ordinea de zi. Și ordinea de zi, inclusiv suplimentarea. Dacă vreți să faceți separat, faceți separat. Dar când am votat suplimentarea ordinei de zi, adică ordinea oricum suplimentară. Bun. Acum trecem la ordinea de zi proaspăt votată. Pentru
Cerem scuze că am ajuns târziu. Putem asista și noi? Puteți asista mai devreme, dacă veneați mai devreme. Hai să ne organizăm cu vas în scaunile acolo, să păstrăm distanța. Și luați loc pe unde credeți că puteți să trimiți și sus de temă. Hai să dau loc pe aici. Nu uitați să vă abonați la canalul meu. Okay. Asta da, e ce ai făcut de la Jean? Da, vreau să o dacă sunteți drăguți să vă spuneți și numele? Panaite Ștefan Lăni. Așa. Didascul. Și din altă? Iașcu Felix. Rugămintele este că să păstrăm o disciplină a ședinței. Aveți dumneavoastră dreptul să exprimați un punct de vedere, opinie, la eventual, cred că la rubrica diverse, dar să noi să ne desfășurăm ședința după planul stabilit. Iar dumneavoastră la rubrica diverse, spuneți tot ce aveți de spus, dacă aveți ceva de spus, dacă nu, cum considerați, dar după respectarea, sigur că, dar o să ne vreau să desfășurăm și bun, vă spun și dumneavoastră și să respecte un disciplină. Mulțumim. Deci, domnule primar, aveți cuvântul pentru primul proiect al patrui ordinea de zi, aprobarea planului urbanistic zonal în extravilanul comunei Parava, județul Bacău, folosința actuală Pășune, beneficiar scritul Sfântul Alexie. Mulțumesc, domnul președinte. Referat de aprobare pe marginea proiectului de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal în extravilanul comunei Parava pentru suprafața de 2700 m2, zonă pădure, beneficiar scritul Sfântul Alexie. Primarul Comunei Parava, județul Bacău, având în vedere prevederile legii numărul 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările și completările ulterioare, prevederile legii numărul 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificările și completările ulterioare, prevederile ordonului 839 din 2009, poftim? Dacă permite sala și distanțarea. Are deja câțiva reprezentanți aici și cred că ați avut discuție cu ce... Deci numai că îți cer scuze pentru întreruperea ședinței. Spuneți-le că nu domnule prea mai sunt locuri în condițiile domnule, de... Domnule, mergi discutați cu dânsii, că decât așa pe timp. Mergi discutați dumneavoastră cu dânsii. Sunteți președinte de ședință? Ce scuze? O să vorbesc. Ce scuze? Că de la ce se disa, o să vorbesc cu ei. O să vorbesc cu ei. Ce fac spuneți-le că nu permite să ne aglomerăm aici. Continuăm. La prevederea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, examinând raportul domnului Țipotei Petruță din cadrul compartimentului urbanism, din cadrul aparatului de specialitate din subordinea primarului Comunei Parava, județul Bacău, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal în extravilanul Comunei Parava, județul Bacău, în suprafață de 2700 m2, zonă pădure, folosită actuală pășune, beneficiar Sfântul Alexie. Proiect de hotărâre. Privind aprobarea planului urbanistic zonal în extravilanul Comunei Parava, județul Bacău, în suprafață de 2700 m2, zonă pădure, folosită actuală pășune, beneficiar scritul Sfântul Alexie. Examinând prevederile legii numărul 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările și completările ulterioare, prevederile legii numărul 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificările și completările ulterioare, prevederile ordinului numărul 839 din 2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile ordonanței de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, avizul favorabil emis de către Consiliul Județean Bacău numărul 14 din 13.07 din 2020, avizul numărul 13.512 din 19.06 2020 emis de Garda Forestieră Suceava, avizul numărul 752 din 26.09 2019 emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, avizul numărul 1801 din 12.09 2018 emis de către Direcția Județeană pentru Cultură Bacău,
Avizul 47 din 19 a 12 a 2018, emis de către Direcția de Gospodărie a Apelor, Bacău. Avizul numărul 15656 din 29.08.2019, emis de Direcția de Sănătate Publică, Bacău. Avizul numărul 28 din 06.11.2019, emis de către Direcția pentru Protecția Mediului, Bacău. Avizul de oportunitate numărul 11 din 16.06.2020, emis de către Consiliul Județean, Bacău. Certificatul de urbanism numărul 22 din 10.10.2019, emis de către Primăria Comunii Parava, Județul Bacău. Hotărârea Consiliului Local numărul 57 din 17.12.2019, emisă de către Consiliul Local al Comunei Parava, privind avizarea PUZ în este planul Comunii Parava, Județul Bacău, în suprafață de 2700 m pătrat, zonă pădure, folința actuală pășunii, beneficiat Sfântul Sfântul Alexei. Raportul privind informare și consultarea publicului numărul 2490 din 05.06.2020, având în vedere cererea domnului Lazar Andrei Răducu, reprezentant al Sfântului Sfântul Alexei, prin care a solicitat aprobarea puzului necesar construirii Bisericii Sfântul Alexei din satul Drăgușan, Comuna Parava, Județul Bacău, referatul de aprobare numărul 2862 din 21.07.2020 al primarului Comunei Parava, raportul numărul 2860 din 21.07.2020 al compartimentului de specialitate, avizul comisiilor de specialitate și în baza prevederii articolului 129 alineatul 2 litera C, alineatul 6 litera C, articolul 139 alineatul 3 litera E, articolul 140 alineatul 1, articolul 196 alineatul 1 litera din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, propun articolul 1. Se aprobă planul urbanistic zonal în este planul Comunii Parava, Județul Bacău, în suprafață de 2700 m² zonă pădure, folința actuală pășunii, înscris în cartea funciară numărul 60.253, în tarlaua 52, parcela 1123 per 1 per 4, număr cadastral 60.253, teren liber de construcție în clasa de calitate 4, beneficiar situl Sfântul Alexei. Articolul 2. Asigurarea căilor de acces a dotărilor publice și echipamentelor necesare se vor efectua prin cheltuiala investitorului. Articolul 3. Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea PUC-ului Comunei Parava, Județul Bacău. Articolul 4. Secretarul Comunei Parava va comunica hotărârea instituției prefectului Județul Bacău, primarului Comunei Parava și o aduce la cunoștință publică spre afișare. Dacă sunt întrebări? Înscrieri la dezbatere. Domnul Subotară, v-am trecut deja. Nu știu dacă v-ați trecut, dar... V-am trecut. Înainte am exprimat eu... Vedeți, domnul primar, pe două credeți. V-am trecut deja. Da. Dacă se mai scrie altcineva? Înainte de a spune ce aș avea de spus, v-aș întreba pe dumneavoastră, dacă totuși vreați în calitate de jurist și președinte... Nu sunt jurist, dar sunt doar să-mi se da. Sună corect proiectul numărul 1? Știu la ce vă referiți, sunt făcut de amputat o discuție înainte de ședință și vă mulțumesc că m-ați spus din gata. Ca să vă răspund, vreau să vă spun că merg pe încrederea în doamna secretar general al Comunei, care e în drept să formuleze proiectele de hotărâre așa în ordinea în care ne sunt nou prezentate. Și vă spun doleanța dumneavoastră, doamna secretar, domnul Cibotaru, spune că nu ar fi corect, să spunem, aprobarea planului urbanistic, pentru că aici scrie că e pășune. Noi cu toții știm că deja biserica e construită. Dacă am scrie despre biserica deja construită, cred că abia atunci iar intrăm în contradicție cu legea. Pentru că e adevărat, aveți dreptate, trebuia urmați pașii înainte de toate obținerea aprobărilor și apoi demararea lucrurilor de construire. Acum vă întreb pe dumneavoastră, ca fiind mai în temă ca mine, care nu lucrez în domeniu, ce e de făcut astfel încât să-i înlăturăm temerea domnului Cibotaru, cum că vom da cu subsemnatul toți. Nu înseamnă că să-mi lăturați mie temerea domnului. Da, pentru că temerea asta putem să avem și noi ceilalți. Mă gândeam că ar fi trebuit spus acum să facem un așa pe el, să nu creăm probleme nimănui, nici actualei conduceri, nici doamna secretară, nici actualei preot de acolo, să facem cumva să intrăm normal în legalitate. Da, sună, domnule președinte, sună așa, pentru că acolo e folosința actuală pășunii. Și, practic, biserica există. Biserica nu există. Nu putem minți noi pe noi, că nu există. Haideți să vă spun ce doamna secretar, să ne explice mai greșeau. Ca să nu intrăm nici noi în contradicție cu... Tocmai, haideți să lăsăm de doamna să ne explice mai greșeau. Nu înseamnă să suntem împotrivi, nu? Ferească Dumnezeu. Dar să fie ceva normal, legal. Bun. Haideți să vă explic care ar fi pași legali. Și dumneavoastră decideți.
Nu am să sunteți foarte deliberativ, nu eu. În cazul ăsta, pentru că domnul părinte a făcut acolo ce a făcut. Că nu știu ce a făcut, sincer să fiu. Doamne, vreau să nu știți la asta. Să-i ajute Dumnezeu, nu asta e treaba mea. Așa, ar trebui să primească o notificare prin care îi se cere să demoleze ceea ce a construit. Dacă nu se supune, este acționat în judecată. Instanța dă ordin să se demoleze pe cheltuiala părintelui cu aplicarea unor amenzi deloc mici. Plăcut. Da? Așa. Bun. Acum, mai avem o posibilitate. Și oarecum este la mica interpretare, să spunem așa. Și anume, părintele, chiar dacă a construit acolo, încearcă măcar să intre în legalitate. Și asta face eu să nu creăm. Eu apreciez că încearcă. Sincer. Pentru că marea majoritatea celor care construiesc nici măcar nu încearcă să intre în legalitate. Din moment ce și nu întâmplător am trecut în proiectul de hotărâre. Domnul primar, dați-mi vreo frumos. Părintele are un contract de donație pentru terenul respectiv în forma autentică, da? Și este proprietar pe acel teren. Bun. Și acum vreau să vă citesc ceva ce am trecut în proiectul de hotărâri. Am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 avize favorabile de la 9 instituții diferite, centrale și județene. Plus, hotărârea Consiliului Local Parava, prin care se avizează acest punct. Pardon. Ori, dacă dumneavoastră aveați de gând să faceți opoziție, trebuia să faceți opoziția în decembrie anul trecut. Nu, acum vă dați cu stângul dreptul singur. Nu. Înțelegeți? Cu Puz, dar care este cu Puz? Nu, deci... și Puz este, a Puz a fost așa. Nu, 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 nu. Poftim? Puz a fost, Puz a fost atunci, Puz este și acum. Numai că atunci l-ați avizat, dumneavoastră, Consiliul Local, acum în urma căpătării tuturor avizelor, îl aprobați. Exact. Da? Dacă vreți, dacă nu, e chiar indiferent. Nu știu să vă spun. Da? Așa. Deci, repet încă o dată, domnul Cibodan. Să ne dispuneți la vot. Dar să vă ieși interviu și eu. Deci, de la domnul Cibodan am înțeles că are o problemă cu Sictana, actualmente pășune, da? Da, așa da. Putea să spuneți totuși. Așa ai trecut în registru. Așa putea să... Deci, din punct de vedere cadastral, la acea suprafață din pădure, Poiana lui Dumnezeu, în suprafață întreagă de 1200 de metri pătrați, este pășune. Asta vrea să spună Bisictana, actualmente pășune. Părintele are buzul pe 2700, unde este construită biserica și unde urmează să construiască casa monahală cu chilii și cu ce mai face acolo. Sau se schimbi destinația, probabil, nu? Păi, prin acest puz, din pășune, devine teren construit. Deci ăsta e rolul puzului. Deci din momentul de față, părintele vine acum, după amiază, să-i dăm certificatul de urbanism în vederea eliberării autorizației de construcție pentru biserică și casa monahală și chilii ce mai departe. Întrebarea aceasta nu înseamnă că sunt împotrivă, dar v-ați spus. Noi am înțeles, domnule. Păi nu, eu am înțeles, dar era o problemă, că de ce-i pășuri? De la colegi gata, ăsta e împotrivă. N-am înțeles nimeni că ăsta e împotrivă. Ați văzut că au fost nevoie de obținerea mai multor avize și fiindcă a durat, părintele a considerat că poate să înceapă în ideea că acele aprobări se vor obține. S-a aprobat, mai trebuie și asta a noastră. Părintele, acum aprobăm și pentru ce a construit și pentru ce urmează să mai construiască în baza acestei hotărâri. Așa că trecem la... Nu am atașat la documentație, pentru că deja este foarte scufoasă. Vă rog să-mi acordați puțin atenție.
Deci nu am atașat la documentație, pentru că deja este scufoasă, n-am atașat puzul în sine, care este foarte voluminos. Dar, din ce am văzut eu, demersurile părintelui au început undeva prin 2016. Exact. Deci, 4 ani, oameni. În 2016 s-au sfințit? Nu știu, deci, oricum e mult. Asta vreau să spun. Dacă ai grijă, domnul Tricuț, să nu fii pus în pomenă. Așa. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, e o chestie, domnul Cipotaru, n-am înțeles de ce ați făcut lucrul ăsta. Pentru că această discuție puteam să o purtam între noi, da? Fără să fie filmată. Pentru că în acest moment, nu știu dacă dumneavoastră sunteți conștient, dar eu sunt foarte conștientă, tocmai ați sesizat că eu, primarul, consiliul local, tot neamul de aici, am încălcat legea. Clar și la mulți ani. Și este filmat. Da? De la cel cu țărbură până la cel cu pasură, suntem infractori. De ce? Pentru că vrem să construim o biserică. Da? Asta, ca altă dată, gura păcătosului adevăr trăiești și dacă tăcea, spune să rămâneați. Deci apostolul Domnul a fost exclus de rândul apostolilor, așa că omul a avut o temere mai mare decât a noastră, n-am lăbulit să... Sau în biroul ăla, slavă Domnului, putea să mă întreb. Haideți să se pune la loc, ca să nu lungim prea mult ședința, că nu stau și domnii și noi cu toți se rămâneam. Trecem la vot, primul proiect la factor de zi. De zi, cine este pentru? Unanimitate, doamna secretară. Deci este HCL-a adoptat unanimitate, da? Da. Următorul proiect a fapt pe ordine de zi, stabilirea măsurilor pentru eficientizarea scrierilor datelor în registrul agricol. Domnule primar, aveți cuvântul. Mulțumesc. Trecem direct la proiectul de hotărâre, fără îi spunem? Da. Avem și noi documentația primită. Am înțeles. Dacă... Despre ce e vorba? Adică n-a fost eficient până acum? Măsurile n-au fost eficient? Domnul primar... Așa, câteva cuvinte, dacă... Proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol. Consiliul Local al Comunei Parava Tâțu Bacău, având în vedere prevederile legii numărul 54 din 2017 pentru modificare și completarea ordonanței de Guvernului numărul 28 din 2008 privind registrul agricol, prevederile ordonanței Guvernului numărul 28 din 2008 privind registrul agricol, prevederile hotărârii Guvernului numărul 985 din 2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024, prevederile articolului 6 alineatul 2 litera E, alineatul 7 și articolul 7 alineatul 4 din ordinul numărul 37 din 2020 pentru aprobarea normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, luând în considerare raportul de specialitate al compartimentului Registrul Agricol și Cadastru Imobiliar, avizul Comisiilor de Specialitate și în temeiul prevederilor articolul 129 alineatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 prin codul administrativ propun. Articolul 1. Se aprobă măsurile pentru eficientizarea înscrierile datelor în Registrul Agricol pentru perioada 2020-2024, după cum urmează. Completarea Registrului Agricol atât în format hârtie cât și în format electronic, potrivit normelor tehnice de completare a Registrului Agricol, termen 31-12-2020. Responsabil Mana Maria, referent principal, și deaconul Adina Elena, referent principal. Modificarea datelor înscrise în Registrul Agricol se va face numai pe baza acordului scris al secretarului comunii, termen imediat și permanent. Responsabil doamna Mana Maria și doamna deaconul Adina Elena. Doamna Urban, Irma Maria, secretarul comunii. Deci, responsabil doamna Maria Manea și doamna de acum Adina Elena pentru prezentarea la secretarul comunii cu actele de viitoare în vederea efectuării modificărilor. Trimestrial în ședință de consiliu local se va face analiza statului de înscriere a datelor în registrul agricol. Responsabil primarul și secretarul comunii. Datele din tabelele centralizatoare care se comunică atât Direcției Județene de Statistică, Bacău, cât și Direcția Agricol să fie completate identic. Termen permanent. Răspund doamnele de la compartiment. Se va proceda la verificare și completarea în teren a corectitudinii înscrierii datelor pe bază de declarație pe propria răspundere și vizitarea persoanelor fizice și juridice, în cazul în care gospodăria vizitată nu se găsește capul gospodăriei, ori un alt membru major al gospodăriei cu capacitatea deplină de exercițiu, care trebuie să dea declarație pe propria răspundere, va lăsa o înștiințare în care va preciza că acesta să vină în cel mai scurt timp la primărie pentru a face declarațiile necesare completării datelor din registrul agricol. Invitarea la primărie ori de câte ori este nevoie a persoanelor fizice și juridice care au obligația să efectueze declarații pentru scrierea datelor în registrul agricol.
termen permanent, răspund doamne de la compartiment. Comunicarea modificărilor și înscrierilor noi din registrul agricol la compartimentul buget, contabilitate, venituri, impozite și taxe și la compartimentul tehnic urbanism în termen de 3 zile lucrătoare de la data modificării sau înregistrării după caz, precum și verificarea coordonanței datelor înscrise în registrul agricol și a datelor cuprinse la celelalte compartimente menționate. Răspund doamna Manea Maria și doamna Deaconu Adina, doamna Lepădatu Maria și domnul Țibordei Petruț. Se vor aplica sancțiuni conform legii persoanelor verificate în teren dacă se constată că declarațiile făcute la registrul agricol sunt false sau neconforme cu realitatea, precum și persoanelor responsabile cu completarea registrului agricol, atât pe suport de hârtie, cât și electronic, termen permanent. Articolul 2 se aprobă invitarea la primăria persoanelor fizice care au obligația să efectueze declarații pentru înscrierea datelor în registrul agricol printr-un formular tipizat întocmit conform prevederilor legale în vigoare. Articolul 3. Secretarul Comunii va comunica prezentă autorării persoanelor nominalizate primarului Comunii Paraba și va fi adusă la cunoștință publică și transmisă instituției prefectului Bacu. După cum știți, urmează recensământul agricol. Deci și perioada de schimbare a registrului agricol pentru perioada 20-24, că mă întrebați dacă până acum nu a fost eficient. Adică de ce a fost nevoie cu articolul? Da? Pentru că sunt formulare noi de registrul agricol pentru perioada 2020-2024 și pentru că trebuie completate imediat, pentru că undeva pe 17 august trebuie să raportăm la instituția prefectului situația registrului agricol în ce privește derularea recensământului agricol. Ok. Nu, într-adevăr, s-au schimbat perioada de referință la registrarea agricolă, în sensul că acum e 2020-2024 și a apărut un nou ordin, dacă vă referire la ordinul respectiv, care spune că e modificare. Până acum, secretarul avea obligația să prezinte Consiliul Local stadiul registrului agricol semestrial. Acum se cere trimestrial. Vină secretar în fața domnilor consilieri și să spună care e stadiul de completare a registrului agricol. Am preferat să vin acum, pentru că este o încheiere, s-a încheiat un ciclu și este un, începe un alt ciclu, pe de-o parte. Pe de altă parte, într-adevăr, domnul primar a tentat bine, urmează recensământul agricol. Pentru domnul de la registrul agricol înseamnă muncă de foc. E termen foarte scurt, e vorba de 14 august, ultima zi în care trebuie să trimitem niște formulare, care practic înseamnă copierea tuturor celor 55 de volume de registrul agricol. Este necesar ca domniile voastre să știți care este stadiul completării acestui registru agricol, pentru că registrul agricol reprezintă un document foarte, foarte important care stă la baza multor situații în care creează, este izvor de drept. Deci foarte multe procese, foarte multe constatări se fac pe baza registrului agricol și este foarte important să se păstreze o evidență cât mai clară și cât mai exactă a situației. Profit de faptul că, că această ședință este filmată în speranța că cât mai mulți cetățeni ai comunei vor viziona această ședință. Și mai profit și de faptul că domniile voastre mergeți în comunitate și mersul dumneavoastră în comunitate are un impact deosebit, pentru că vă bucurați de o anumită recunoaștere și autoritate în fața cetățenilor, să fac un apel la cetățeni să vină să declare la registrul agricol toate bunurile pe care le au. Pentru că și animale și, mă rog, bunuri mobile și imobile. Pentru că acest lucru este foarte important, este tot în favoarea lor. Nu este suficient să vină să declare, eu știți, eu Gogu am 1000 de metri pătrați și vreau să plătesc impozit și impozitul la zi. Nu e suficient, pentru că
chiar dacă el apare cu impozitul la zi, dacă vrea, nu știu, să facă ceva, vrea atestarea proprietății. Vrea să vândă și nu are titlul de proprietate și îi trebuie atestarea proprietății. Atestarea proprietății se face prin registrul agricol. El, dacă nu figurează pe 1000 de metri pătrați la registrul agricol, poate să plătească impozit de numai. Eu nu pot să dau atestarea proprietății. Și nu poate vinde. Practic, nu e proprietar. Sunt N situații. Nu mai spun când e vorba de uzul capiune, adică în momentul în care omul nu are act de proprietate, dar îl ține de mult timp așa și vrea omul să zice la judecătorie și cere să îi se recunoască dreptul de proprietate asupra terenului. Dacă el nu apare la registrul agricol cu acel teren, sau casă, sau ce Dumnezeu are, la fel nu poate invoca uzul capiunea. Nu, înscrierea la registrul agricol nu presupune, eu știu, bani din partea lor, nu presupune nimic, doar să vină până la primărie să declare cu actele pe care le au. Eu, Gogu, am actul ăsta. Dacă nu are într-adevăr niciun act, vine la mine, stă de vorbă cu mine, explic care, cum și cu cine. Și dacă eu consider că într-adevăr se merită să fac lucrul acesta, îl pun să dea o declarație pe propria mea răspundere, practic, în final, și îl trec în registrul agricol. Dar să apară. Avem tot felul de situații în care ni se cer raportări. Nu putem face raportările dacă omul nu vine să declare. Nu te poți duce. Am doar două fete pe registrul agricol. Nu le pot împărți în 10 locuri. N-am cum. Pentru că și eu le cer raportări, și le cere și județul, și ăștia cu pesta porcină și cu mai știu ce 30.000 de boli pe lumea asta și asta. Și direcția agricolă și veterinară și mai știu ce Dumnezeu. Deci toată lumea cere. Înțelegeți? Apia nu mai spun și tot felul. Deci de asta este bine ca cetățenii să vină totuși să declare. Asta e rugămintea mea. Eu am postat pe site-ul instituției actele necesare și faptul că cetățenii au obligația să vină să declare. O secundă. Și ca să termin ideea și după aia dumneavoastră. Am specificat acolo în proiectul de hotărâre. Până acum nu era necesar lucrul acesta, dar acum în ordinul ăsta nou care a apărut spune că este nevoie de acordul Consiliului. Deci Consiliul Local trebuie să manifeste expres acordul pentru a da voie doamnelor de la compartimentul de registrul agricol să facă invitații scrise cetățenilor. Înțelegeți? Înseamnă că am fost gândat din bucurie. Ce mai simplu, invitații, da, acum nu puteam pentru că, repet, nu aveam acest acord. În momentul în care am acum acest acord, expres dat de către domniile voastre, o să cer colegilor să facă dosar special. Cum suntem invitați la apea? Exact, un notificare. Exact. Dar există și un formular acum tipizat, mă rog, așa prevede legea. Și în felul acesta intrăm și noi cât putem de mult în legalitate. Pentru că am avut situații, anul trecut mi-a luat ceva timp până când am citit în proporție de 70% toate registrele agricole ale comunei. Și am zis, mamă, nu stăm bine deloc. Nu stăm. Și nu era nici vina doamnelor. Că zice, doamnă, dacă omul nu vine să declare, ce să fac? Și îmi dau și ele dreptate. Adică, na, cât poți să te duci în teren? Că vine omul, ba pentru adeverință de aia, ba pentru cealaltă, ba pentru aia, ba. Nu te poți împărți. Sunt multe. Nu mai spun că nu găsești acasă, că nu colaborează, că... Cel mai bine invitați. Corect. Ne găsiți la ora, între ora de ora, așa, cu actele, cu toate. Asta e. Da, devin și eu. Nu-i vorba de nemers în teren sau de găsitul sau nu găsitul locuitorilor comunii acasă. E vorba de străinașii care sunt din alte comune și care sunt moștenitori și nu știm a cui proprietarii de funcți, nu știm ce moștenitori are, nu știm cui să-i comunicăm. Voi am rezolvat. Acolo e marea problemă. Indicitatea trebuie să vă... Nu, am luat legătura cu registrul agricol de la... Parcă noi de unde avem străinași? De la Orben, de la Valea... Asta mică, de la Curavăi. Așa și Răcăciun. Și am luat legătura cu colegii de acolo și am zis, doamne, noi vă trimitem o listă. Din toți ăștia, vă rog frumos, identificați-mi și mie, care cum și cu cine mai trăiești, care sunt ștenitorii, care nu știu ce.
Oamenii au fost super drăguți. Ne-au trimis liste frumos, suntem acum ok, totul e în regulă. Ne-au trimis cu 100 și ceva de nume, ne-au trimis. Cu cine, și am zis, bă, unde aveți să-mi dați CNP-ul, unde aveți, dați-mi data de naștere, dați-mi care mai trăiesc și ce informații, oricare informații, aveți, eu zic să rămân la ea. Și mi-au dat oamenii ce au avut. Și asta urmează ca în timp să ne punem la punct de cât să fie bine. Asta. Da, mai primul domnul președinte. Văd din raportul de activitate a domnilor, este că programul MRES, acesta se află în stadiul 0, deoarece nu se poate completa date de registru agricol în RES până când nu este actualizat și completat nomenclatorul stradal. În programul APEXPERT, actualizat și completarea nomenclatorului stradal este efectuată parțial, întâmpinând probleme la identificarea proprietarului din satul Rădoaia, fiind necesare de teren. Despre ce este vorba cu domnul primar? Nomenclatorul stradal, de anul trecut știm că tot... Nu, domnul primar nu știe că sunt... Nu, da, dar noi nu e vorba de nomenclatorul stradal în sine. Este vorba că fetele mergând în sat, din poartă în poartă, ei nu sunt acasă și nu știe cine stă și cum stă ca să le treacă adresele exact în registru agricol. E vorba de în special de Răboaia. Acolo e cea mai mare stradală. Da, pentru că au apărut case noi, apar case noi, construiesc leacă, ne-am dus, nu mă descurc eu, care știu foarte bine Răboaia, la un metru pătrat. Apare o casă, nu știu cu ei. Aia e problema, nu că nu există nomenclatorul stradal. Dar există nomenclatorul stradal? Există, dar nu l-am aprobat în Consiliu. Deci odată aprobat în Consiliu, clar că există. E vorba de identificare. E vorba de identificarea locuințelor în teren. Păi, vreau să zic acum, domnul primar nu colaborați cu domnul expert de la autorizări, să-l întrebați, a apărut o casă, nu știu cui. Ia spuneți-mi și mie, nu vă spune? Da, are sarcina să meargă permanent, merge, nu-i găsește, au venit în august, au construit, au plecat. Nu mai, n-ar mai fi așa mari probleme. Vedeți, domnul Cipotaru și nimeram de Sfântul Alexei. Eu diferent, că dânsul caută să fie în regulă. Așa de ceilalți care mai dau bine confundit. Adică acolo chiar vrea și are... Păi nu-i clar. Dar cei care nu se pun în regulă ar trebui cumva identificați de către compartimentul nostru. Ca pe primărie și... Sunt identificați, sunt măsurați, sunt în sigur, domnul primar? Doamnele de la Registrul Agricol mi-au spus așa, că mi-au dat exemplu, să zicem, la Registrul Agricol pe Rădoaia, deci acolo e cea mai mare problemă. La Registrul Agricol figurează Vasile Vasile, să zicem, da? Da. Ei, pe vremuri nu exista număr la casă, nu știu ce, tra-la-la. Era în patra satului, Vasile Vasile. Ele se duc acolo în sat, în Rădoaia, și sunt cinci, de Vasile Vasile. Dar în Egiptul sunt cumva chiar în ordinea asta, cum vin și casă. Pe bine, dacă mai e mai construită, mai demolată, mai... Undeva în zona aia, găsește, e bine. Au făcut pe mutări, asta era ideea principală. Și greu să identifici teren. Mai ales că, vorba domnul primar, unul vine altul pleacă, unul vine altul pleacă, e... Migrația asta, nu știu. Nu, dar perioada asta de vară ar trebui mers acolo, să știi că dânsii vin. Acum urmează registrul. Exact. Deci, în agricol, automat se duce lumea în teren. Și ce constată în teren? Ăla e sfânt. Logic. Am venit dispoziție cu caracter permanent pentru păstrarea unei comisii să meargă să măsoare și să inventarieze toate construcțiile apărute cu sau fără autorizație. Chiar dacă are autorizație, omul poate nu respectă autorizația și mai masardează clădirea, care nu era prevăzut în proiectul inițial. Sau, nu știu, mărește balconul, sau construiește și un garaj. Așa, atunci înseamnă o construcție suplimentară față de autorizație, față de proiectul inițial. Atunci comisia merge constat, măsoară, domnește un proces verbal pe care îl dă la Registrul Agricol, Registrul Agricol mai departe la taxe și impozite. Ok, mai sunt nelămuriri. Gata cu dezbaterea proiectului. Trecem la vot, da? Cine este de acord cu proiectul numărul 2? Cine este pentru unanimitate, da? Unanimitate.
Trecem la proiectul numărul 3, aprobarea actului adițional la contractul de concesiune numărul... Aici am o propunere, domn primar, ca să nu mai pierdem timpul. Trecem direct la dezbatere, pentru că noi avem documentație, avem și proiecte de hotărâre. Deci, până astăzi, să veniți cu lămuriri sau... Să Sau 29. Bun. El este concesionat clădirea dispensarului plus grajdul dispensar. Da? Grajdul a avut în dotare căruță, cal, vizitiu și grajdul are o anumită valoare de inventar acum la timpul ăsta. Grajdul fiind construit din bolțari de cărămidă. Am hotărât cu toții că vrem să facem teren viran în construirea, în vederea construirii acelui garaj. Bun. Ca să construim, să facem terenul viran, să dăm autorizare de demolare pentru grajdul dispensarului, ar trebui să modificăm contractul de concesiune. Adică să iradiem doamnei doctor din contractul inițial de concesiune suprafața dispensarului. După care să pot da autorizație de demolare și să putem să-l demolăm. Suprafața grajdului. Suprafața grajdului. Da? Că dacă aveți materiale, aveți pe undeva și niște schițe pe acolo, nu? Da? Deci nu discutăm de clădirea dispensarului. Doar de grajd. Da. Deci, asta sunt explicații. Deci, nu mă un pic, domnul Pișcu. Am și o întrebare, că tot a venit vorba de dispensar. Eu nu știu deasupra de acolo, la etaj, ci e concesionat toată tot, clădirea. Tot. Așa. Acolo spațiile cele au utilitate acum? Nu. Păi nu. Se poate face ceva, să discutăm? Poate de sus. Așa. Nu este al doamnei doctor. Ce-ți vă aminte cum prin într-o hotărâre de Consiliul Local a fost reziliat contractul. Așa. Dar nu am reziliat. Am rupt. Am făcut demersul. Am făcut și proiectul de hotărâre. Am făcut demersul. Doamna doctor trebuia să atace în contencios administrativ în termen de 30 de zile, dacă nu. Și nu a atacat. Deci, cu alte cuvinte, proiectul e... Și nu înțeleg, mai toate clădirea concesionare... Inițial era întreaga clădirii. Când a fost vorba să vină al doilea venit de familie, noi am făcut, am întrunit o comisie Consiliul Local, am mers la fața locului și am constatat că de fapt spațiul ăla nu era, era și impropriu folosirea actului medical, nici nu era folosit nici de cum pentru actul medical. Noi am venit cu propunere, s-a făcut un proiect de hotărâre prin care să reziliem contractul. Era un articol în contractul de concesiune prin care se spunea clar, contractul poate fi reziliat în interesul comunității, a cetățenilor. Și noi am inițiat un... Eu vă spun ce era la data respectivă. Eu vă spun ce am studiat, acum am studiat scoarță-scoarță. Dacă citeați proiectul hotărâre, spunea că în urma măsurătorii în teren, da? Suprafața concesionată este 294. Bun, știu, dar atunci a fost, l-am și votat, era și unul. S-a și votat proiectul de hotărâre, prin care spațiul ăla era luat pe... Eu la dosarul de concesiune, am luat dosarul și întâmplător sau... S-a vrodit. Dosarul ăsta a fost acum zilele astea studiat și în lungă și de mine și de doamna de la Curtea de Conturi. Îl plimbam curând, când la mine, când la mine ei. Ideea e cam așa. Au fost, din punctul meu de vedere, multe discrepanțe în ceea ce privește contractul de concesiune. Contractul de concesiune se face referire la două anexe. Prima anexă privește schița imobilului, unde nu figurează grajdul. Da. Iar a doua anexă este un proces verbal de predare primirii unde figurează grajdul. Adică, din punctul meu de vedere, noi am predat grajdul ăla în concesiune fără a fi, de fapt, obiectul contractului. L-am predat că ia de aici. Cam așa a venit chestia. Înțelegeți? Bun. M-am legat de faptul că, apărând în anexa numărul 2, teoretic să zicem, că practic nu sunt foarte sigură, într-adevăr, grajul a fost concesionat. Și am zis, hai să facem
un act adițional. Am citit contractul și tot dosarul, un dosar întreg. Există un prim act adițional prin care se remăsoară spațiul. Inițial era 390 metri pătrați, după aia s-a ajuns la 356, dacă nu mă înșel, metri pătrați. Așa, după aia mai vine un act adițional prin care se calculează cu indicele inflației redevența. După aia apare un proces verbal în 2013, întocmit de către o echipă de consilieri locali dumneavoastră. Așa. În care spuneți dumneavoastră acolo că v-ați deplasat în fața locului și ați constatat că un întreg spațiu este folosit în scopuri medicale. Și cam atât. Dumneavoastră făceați referire la o suprafață de 314 metri pătrați. Era vorba de etaj. Era vorba de per total. Deci, încă o dată vă spun, per total era o suprafață de 314 metri pătrați. În contractul, în actul adițional, era 356 metri pătrați. Procesul acela verbal, cel puțin din actele care rezultă la dosar, nu știu ce în altă parte, n-a fost urmat de absolut nimic. Un fel de hotărâri care n-a fost votat. Nu știu, n-am văzut. Păi, puteți vota în 2012? Nu apare. Nu s-a dosarul respectiv? Nu apare. Nu apare. Nu apare pe mine, vota lui? Nu care trebuie. Nu era legat de ce? Erau curiozate a mea și se află la asta. Nu se află nimic. Este în... Era subvotat cu proiectul la nivotă. Domnul... Și știu că chiar am urmărit și doamna doctor nu l-a atacat în termenul de 30 de minute. Eu am întrebat-o acum, am dat o discuție cu doamna doctor, ce se întâmplă cu acest spațiu de sus, pentru că utilizăm procesul verbal. În primul rând, ce dânsa mai putere de viață de geamă. Mă rog, nu știu, din ce mi-am dat seama, din reacția doamnei doctor, nu vrea să renunțe la spațiul respectiv. Deci nu vrea, o spun tare. Există o prevedere în contract care spune, încerc să fac o reproducere cât mai exactă. Dacă îți ia contractul unilateral, dacă, interesul. Dacă nu mai este folosit în scopuri medicale. Așa este. Păi și oricum la noi la Comisia. De-aia am început Comisia aia. Asta este formularea. Dacă nu este folosit în scopuri medicale. Dacă colega mea acum s-a dus să caute în registrul de hotărâri pe 2013, dacă apare o asemenea hotărâre, vom ști. Sigur. 2012. Eu la dosar n-am găsit nimic. Eram în vicii primar, dar am votat, nu știți voi nimic, pentru că am votat voi. Nu știu, deci eu la dosar n-am găsit, vă spun. Așa, chiar am rămas surprinsă, pentru că din punctul meu de vedere, acel proces verbal nu are finalitate. De ce nu are finalitate? Nu se pupă. Doamna doctor mi-a solicitat o nouă remăsurare a spațiului. Am rugat pe domnul primar să dispună o comisie care a mers la fața locului, a făcut din nou măsurare, așa, și a avut oarecum câteva pretenții pe care eu le-am inserat în actul adițional numărul 3. Dacă există, într-adevăr... Dacă se referă la etaj, nu la etaj. Nu. Se schimbă paradigma. Se schimbă termenii paradigmei, să vă spun de ce. Dacă există, într-adevăr, o hotărâre dată de Consiliul Local prin care se reziliază contractul pe spațiu de la etaj, atunci trebuie recalculată redevența din 2013. Exact. Da? Doamna nemai fiind, de fapt, concesionar pe acea suprafață de teren. Și atunci noi trebuie să cumva spațiul ăla. Okay. Suprafață de clădire. Da, de imobil. Și în acest caz noi cumva spațiul ăla trebuie să-i găsim o destinație. Evident. Nu. Poate chiar să intri din doamna doctor care a venit al doilea doctor de familie, cumva și-a făcut cabinetul la sânta și-a venit aici de aia rămas. Eu vă spun că doamna doctor, din ce am discutat eu cu dumneavoastră ei,
consideră că spațiul este al ei prin concesiune. Mă refer la cel de la etaj. Păi și dacă nu contract scrie că trebuie să-i dea autoritate și nu i-a dat și noi putem... Dar mi-a făcut comisă și așa de autoritatea spațiul de sus are destinația de cabinet medical stomatologic. Merge și vedem. Că nu mai fi instrument... Bun, că nu mai este instrumentarul, că nu mai este scaunul, e altceva. Dar destinația asta este. Păi. Cabinet stomatologic. Și cu, apropo de măsurare, dacă clădirea nu are o măsurare, în documentele ei nu se știe. Era total, era total aia. Era altă, era una? Ok. Total aia era. Sunt că la măsurare nu se am văzut, avem la bibliotecă de renova nu știu ce camere, avem și acolo, se dăm utilitate. Așa, dar în situația în care există această hotărâre, se schimbă oarecum și trebuie să modific și eu actul adițional numărul 3, asta una la mână, doi la mână. Dacă nu există o asemenea hotărâre, atunci inițiați proiect de hotărâre privind rezilierea. Rezilier. Altfel nu se poate. Nu știu. Deci cam asta este ideea principală. Da. Acum... Deci noi acum proiectul să înțelegem că a fost inițiat pentru grajdă, la ca să fie ca să fie mai altă treabă. A fost inițiată din două rațiuni. Pe de o parte, pentru a renunța doamna la grajdă, noi se demolăm să construim acel... Dar să nu apare doar în proces verbal. Așa, copie? Da, doar în proces verbal. Chiar exact. Tu rămâi cu grajdă la casă și nu ați zis. Are dreptul la grajdă la sau nu? Chiar vreau să a spus că... Din punctul meu de vedere, nu. Păi și atunci. Pentru că, da, ca să fiu sigură, să nu fim atacați în justiție, mama mă zice, ce, haide-le să facem lucrul ăsta. Dar, repet, în obiectul contractului, care spune așa, obiectul contractului este clădirea dispensarului, nu este prevăzut, este doar schița cu dispensarul. Când s-a predat, proces verbal de predare, apare curajul. Dar contract nu apare. Parcă așa ține și eu mitică, contract nu apare. Că așa dacă nu apare contract, atunci de ce să-i mai... Pentru că apare... Pentru anexa numărul 2... Plătește concesiunile, o plătit concesiunile. Plătite-le pe de-o parte și pe de-altă parte, anexa numărul 2 este considerată parte integrată din contractul. Vă dați... Vă dați... Atunci prefer să fiu... Atunci tot după cuvântul. Dar nu, prefer să fiu mai catolic decât papa. Puteți cam așa ai toată chestia. Azi vine așa de luat și eu asta. Da. Eu dă râie și face ce vrei să fie la urmă. Așa e bine sau dă râma. Hai. Băi, bun, atunci ne-am dăvolit și că am ducit acolo și ce trebuie făcut. Eu vă spun. Nu, stau puțin. Am o problemă în momentul ăsta. Deci, momentul ăsta era o problemă. Vă rog frumos, treceți la discutarea unui nou proiect de pe lunea de zi, până când vine colega mea, pentru că dacă colega mea vine și îmi spune că există o hotărâre de Consiliul Local prin care s-a reziliat, exact, atunci va trebui să modific actul național. Există, doamnă. Ok, pe atunci și noi punem un stop la proiectul da? Ăsta. Deci așteptăm să vină colega. Așteptăm să vină colega și dumneavoastră continuați și le luați proiectul imediat ce vine colega. Trecem la următorul proiect, unul din celelalte, din cele două proiecte suplimentare. Domnule primar, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de colectare, colectare și transport deșeuri municipale amestecate reciclate de la populație, agenții economici și instituții publici, luând în calcul cantitatea programată de 1000 de tone pe an asumată de delegatar. La contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 0605/2015. Și actul adițional numărul 4 la contractul 180/29/2957 din 0605/2015. Diminuarea tarifului de la 2654,82 de lei pe tonă fără TVA la 1414,47 lei pe tonă. Consiliul Local al Comunei Parava. Având în vedere prevederile directivei Consiliului European numărul 1999/31 privind depozitarea deșeurilor transpusă în legislația națională prin hotărârea Guvernului numărul 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, prevederile girului solicitatului axa prioritară 2 post mediu domeniul major de investiție,
dezvoltarea sistemului integrat de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor, prevederi legii serviciilor comunitare de utilități publice numărul 51 din 2006, republicată cu modificări și completări ulterioare, prevederile legii privind serviciul de salubrizare a localităților numărul 101 din 2006, republicată cu modificări și completări ulterioare, luând în considerare statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile contractului de finanțare numărul 131.826 din 1904-2011, încheiată între Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Bacău. Având în vedere prevederile contractului de delegare prin concesionarea serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 05-06-2015, încheiat cu CC Compania Rompres S.A., având în vedere adresa Adis Bacău, numărul 3844 din 27-11-2019, adresa Rompres, numărul 1950 din 27-11-2019, adresa Adis Bacău, numărul 367 din 03-02-2020, adresa Rompres, numărul 889 din 21-02-2020, adresa Adis Bacău cu numărul 2058 din 01-07-2020, prin care SC Compania Rompres Service S.A. transmite spre analiză și aprobare modificarea tarifelor pentru activitatea de precolectare, colectare și transport de deșeuri municipale amestecate reciclabile de la populații, agenții economici și instituții publice, luând în calcul cantitatea programată 1000 de tone pe an asumată de delegatar. Având în vedere totodată principiul menținerii echilibrului contractual prevăzut la articolul 25 din legea 101 din 2006 a serviciului de salubrizare a localităților republicate cu modificări și completări ulterioare, luând în considerare faptul că în data de 17.07.2018 a fost publicată ordonanța de urgență a Guvernului numărul 74/2018 pentru modificarea și completarea legii 211 din 2011 privind regimul deșeurilor, a legii numărul 249 din 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a ordonanței de urgență a Guvernului numărul 196 din 2005 privind fondul pentru mediu, văzând prevederea articolului 16 din ordinul 109 din 2007, norma metodologică de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activități specifice serviciului de salubrizare, ținând cont de prevederile ordonanței de urgență a Guvernului numărul 74 din 2018 pentru modificare și completare a legii 211 din 2011 privind regimul deșeurilor, a legii numărul 249 din 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a ordonanței de urgență a Guvernului numărul 196 din 2005 privind fondul pentru mediu, văzând referatul de aprobare a primarului Comunii Palava, raportul compartimentului de specialitate, precum și rapoartele Comisiei de Specialitate ale Consiliului Local al Comunii Palava de Bacău, propun, articolul 1, se aprobă diminuarea și aplicarea de către SC Compania Rompres Service S.A. a următoarelor tarife de la data semnării actului adițional numărul 4 la contractul numărul 180/2957 din 06/05/2015, conform fișelor de fundamentare din anexa 1 care face parte din prezenta hotărâre. 1414,47 lei pe tonă pentru deșeurile reciclabile din mediul urban și rural, luând în calcul cantitatea programată de 1000 de tone pe an, asumată de delegatar prin adresa numărul 2019 din 2506-2020. Tarifele menționate mai sus nu conțin TVA. Articolul 2. Se aprobă actul adițional numărul 4 la contractul 1078/1087 din 16.04.2018, conform anexei 2, care face parte integrată de prezenta hotărâre, se acordă mandat președintului Asociației Sorin Brașoveanu să semneze în numele și pe seama asociațiilor actul adițional numărul 4, conform anexei 2, la prezenta hotărâre. Articolul 3. Se împuternicește domnul Edi Costela în calitatea de reprezentant al Comunii în adunare generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să văzeze în conformitate cu prevederile articolului 1 și articolul 2 din prezenta hotărâre în adunare generală a asociației. Articolul 4. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor normalizate la articolul 3, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectul județului Bacău și va fi adus la cunoștință publică. Mare lucru nu am ce să vă spun. Trebuia să avem o ședință adis miercuri, online. Ne-au cerut să votăm rapid pentru buletinii bun transmis pe mail, nu să mai ținem ședința online, dar din ce știu eu, OIRP-ul a început să-și facă treaba și încet, încet prețurile la deșeuri o să fie într-o scădere. Și noi, insist, și
șah ușă, ca la fiecare ședință, să încercăm să reciclăm cât mai mult prin a face o politică de reciclare, transmisând mesajul locuitorilor comunii. Deci eu personal am văzut că la mine acasă am putut să dau luna trecută la reciclare undeva în jur la 50-60 kg de metal, undeva la 3-4 kg de peturi și undeva la 10 kg de hârtie. Nu știu, adică nu, cu siguranță n-am aceleași cantități și luna asta, dar văd că 2 saci de hârtie am, 3 saci de peturi le-am strâns, deci se poate. 20 de aluminiu. Dar văd aici că scrie pentru cantitatea de deșeurilor reciclabile. Doar pentru asta e diminuarea de preț? Da. Doar pentru asta. Așa, asta de e golduit scris. Da. Ok. Cu cât recicla mai mult, cu atât cât e mai puțin. Da. Și cu cât scoate noi de celălalt, tot, de tot felul, mai puțin. Ar trebui să găsim o metodă, o modalitate pe care chiar să reușim. Metoda e pentru că am discutat cu directorul Adise la doamna. Deci era vorba să aduceți acei saci pentru a... Era vorba de saci, o tonă. Săptămânal deschis la Adise pentru saci. Este spus că nu i-au privit încă acei saci de principală să încercăm... Dar s-a populația saci, pe care s-a populația să... Saci sunt de culori diferite. La diverse, la diverse. Referitor la subiectul care se discută despre reciclare. Așa, ascultați. Nu, păi, haideți să ascultăm. Referitor la subiectul despre reciclare și despre gunoiul care îl avem. În general, la Radoian sunt mici gubele pentru gunoi. Ce să reciclăm? Alea nu sunt de reciclare. Deci, gubelele mari sunt de reciclare. Pe care le aveți și le umbliți cu, da, diferite... Alea colorate, nu? Alea colorate, da. Domnul Omici, ați fost pe de-acum, ați făcut vreo... Numai o gubelă singură, gubelă este de aia mare. Gubelă unde vrei să fie? Pe diavolă, doi acolo, dar e doar unul mare. Deci... Poate fi pe aia de gubelă și container. Deci eu respectiv. Deci gubelă sau container? Container. Deci cu ce scuze, pentru că... Acolo era să la mare, pentru că trebuie să aibă acces mașina, să poată să aibă acces cu ea. Are acces, are acolo, dar nu sunt. Deci, nu că nu-i accept. Da, dar e explicația. În planul lor, a Adisului, aceste containere pentru reciclabile nu le punem unde vrem noi. S-o stabili niște locații. Trebuie să facem un efort, să ne deplasăm până acolo. Da, să mai văd din contractul apartamentului și să vedem contractul. Da. Și să îi respectăm, așa tot ce prevăzut contractului. Da. Trebuie să întâlnim. Da. La voi, la ulița acolo, voi vreți un container pentru deșeul menajer. Exact. Care este acolo, la colț, la Gheorghe Bălan, și care îl găsesc șoferii de la Soma, prin cu orice grafare de menajer. O găsit o sumă. Se pune că doar are un. Și n-are cum să reciclează. Pune și nici. Deci, dacă sunt trei containere, o să pună diferite nevoi. Dar dacă aduce sumă, să punem de toate acum, da, containerele de reciclare sunt în fața școlii, da? Alea care unul e albastru, unul e galben, unul e bec. Am înțeles. Omul de se deplasează, asta e. Haideți să facem liniște. Eu ca să aduc la reciclabil, plec de la mine de acasă și vin la pod la stroan, că acolo sunt reciclabile. Deci toți crămanii duci reciclabil la pod la stroan. Un sac, comun, orice ar fi, trebuie să aibă 3 puncte de reciclare. Să zicem. Da. Undeva pe la capete și la mijloc, nu? Pentru că ăla din capătul ăsta nu o să vină tocmai la mijlocul satului. Nu o să vină, așa e, le duce la menager. Dacă Adisul rezolvă problema sacilor, atunci din poartă în poartă vom merge și aduce saci, sacii o să fie la fel pe culori ca să se poată recicla, să se poată selecta. Da? Dar știm că sacul de galben e pentru hârtie, știm că sacul albastru e pentru metal, celălalt pentru sticlă. Am mai discutat odată, spațiile cele unde se depăstează noi trebuie să fie în grija furnizorului de servicii. Nu. Spațiile noi le punem la dispoziție. A, deci trebuie să plătească o redevență pentru spațiile. Iar noi cu banii am putea să le cumva amenajăm. Le face noi, dar sunt curățenii și asta ei fac. Ei fac cu ei vin... din două săptămâni, acum, pe perioada COVID-ul, vin, le dezinfectează, le spală, le... Pentru că la Teiuș, alea... Pe la spații. Pentru reciclabile nu sunt. Nu sunt reciclabile. Sunt mai în ordine, dar eu cu acel nu sunt. Cu tine nici acum. E o treabă nedusă la bun sfârșit. Și în sfârșit, domnule primar, a ajuns cu Bela din Mărar, în Mărar, acum vreo două săptămâni, zic.
În sfârșit. Nu vine niciun reprezentant să încheie un contract, dar dacă tot ăsta aici am să semneze un contract de furnizare a serviciului de salubrizare. Pentru? Tot sunt aici. Păi eu de acum intru în... Domnul președinte, din 4 ani de zile, da. Aici a ședință. Nu, nu, este eu n-am 4 ani. Este taxă de salubrizare. La taxă, nu se face... Păi să întreb, ce contract? Ce contract? Cine? Cine am acolo? Și la voi ce contract? Cu serviciul de salubrizare a comunii. Este taxă! Taxă! Dacă nu vreți înțelegeți, nu vreau să nu aveți decât. Nu aveți decât. Este o taxă de salubrizare. Da, eu spuneam și din acolo adițional și atunci și altul. Dar spuneați puțin să spuneți ceva. Dacă știți niște contracte, să știți că serviciul de salubrizare al Comunii Paraba este delegat. Da? Da, și cu reprezentantul prin persoana dumneavoastră. Dar asta nu înseamnă că cetățenii care nu ajunge niciodată serviciul la el, e obligat să plătească așa, pentru că e serviciu. E în comună. Stați un pic, dacă apă este în comună sau chiar în Teiuș și eu nu am apă, păi poate mă pune să plătesc și eu apă, domnule, chiar dacă nu am apă. Păi și cum... Bine, eu știu că nu am încă... Și am dreptate și o să eu câștig acolo unde trebuie. Bun. Trecem la votare. Da, haideți să votăm proiectul numărul 4. Aflat pe ordinea de zi. Cine este pentru? Unanimitate. Cum facem? Revenim la proiectul numărul 3 ca să-l ducem la vot sfârșit, da? Da, deci am rămas cu 4 proiecte pe ordinea de zi. Da, pentru că s-a oprit camera și trebuie, domnul primar a retras proiectul numărul 3. Privind contractul de cesiune. A apărut pe ordinea de zi, l-am citit. Acum trebuie să spunem că a trebuit retras și refăcut proiectul numărul 3. Am rămas cu 4 proiecte, trecem la ultimul proiect pe ordinea de zi de astăzi. Domnule primar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule. Proiect de hotărâre privind însușirea suprafețelor reale ale drumurilor ce fac parte din domeniul public al Comunei Paraba, județul Bacău. Examinând, referatul compartimentului de specialitate, înregistrat sub numărul de 2788 din 2907-2020, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre întocmit de primarul Comunei Paraba în calitate de inițiator, înregistrat sub numărul 2789 din 2907-2020, legea numărul 287 din 2009, privind codul civil republicat cu modificări și completări ulterioare, articolul 41 aliatul 5 din legea numărul 7 din 1996 a cadastrului și publicității imobiliare cu modificări și completări ulterioare, articolul 22, articolul 23 litera A, articolul 382 aliatul 2 litera I ale ordinului 700 din 2014 al directorului ANCPI cu modificări și completări ulterioare, hotărârea Guvernului numărul 1347 din 2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău, având în vedere avizul Comisiei de Specialitate și în baza prevederilor articolului 129 alineatul 1, articolul 286 alineatul 1 și alineatul 4, în temeiul articolului 139 alineatul 2, articolul 196 alineatul 1 litera A din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, propun articolul 1. Se însușește suprafața reală măsurată pentru lungimea de 274, lățimea medie 7 metri, suprafața 2195 metri pătrați a imobilului uliță, biserică, cimitir. Deci este vorba de proiectul de canalizare pe Rădoaia și extindere Drăgușan și Paraba. L-am depus pe PDI să o retras finanțarea. Nu s-a mai dat finanțare. Am încercat să-l depun pe CNI. Am trimis la CNI, am discutat la CNI și acum ei vor să avem extras de carte funciară pentru fiecare segment de drum pe care se va derula proiectul. Măsurătorile le aveam făcute din timpul proiectării. Am rugat atunci de topometrist să măsoare chiar dacă nu se proiectează. Avem studiu făcut. Chiar dacă nu se proiectează colector de canalizare pe toată ulița, dar ulița ne măsoară cap-coadă. Pentru reactualizarea domeniului public. Cum e cazul uliței sau strada Preot Miron acum, cu kilometru zero la Bob, la Boboc, la intersecție, se termină la stan.
canalizarea va pleca doar de la drobă de Vasilicul. Dar ea acum este măsurată pentru a reactualiza domeniul public pe întreaga lungime și întreaga lățime și suprafața adevărată. Am avut, după ploile de joi, vineri dimineața, am făcut o vizită pe toate drumurile de Sătești, am făcut raport operativ, l-am întâlnit. Aici s-a luat străzii, unde avem canalizarea? Acum. Acum, da. Da. Asta e, ăsta e scopul. Asta. Da? Și vreau să vă spun că am fost cu comisia ISO pe teren, uliță la Andrei Costel, are în domeniul public lungime 100 de metri. Adică numai cât are el și până la dască. Ceilalți dincolo nu pot beneficia de niciun proiect pentru că ulița în domeniul public are 100 de metri. Că ne-a are de atât... Nu se poate modifica acum ocazia asta? Păi, asta am făcut. Asta am făcut acum. Și numai ulițele unde... Ulițele unde sunt canalizare, că acolo avem măsurătorile. Am profitat de ridicări topo pentru proiectare. Avem de la CTO de la canalizare. Da, exact, am înțeles. Da, și acum trebuie să modificăm domeniul public, să spunem, această uliță, biserică, cimitir, da? Da. Care nu știu, n-am domeniul. Datele este acum datele reale. Corespunde, nu? Datele reale măsurate topul. Exact. Nu mai sunt alea făcute din birou care am presupus că are 200 de metri lungime, da? Și acum, deci, va fi în domeniul public exact. Da. Sunt da. Până când se face cadastrul ăla general și se va cadastra atunci tot intrabilanul și vom ști exact ce sunt, acum profităm de faptul că le-am măsurat pentru proiectare. Da, le reactualizăm parțial domeniul public pentru aceste ulițe. Și vorba de ulița de la biserică Cimitir, e vorba de ulița la Săun, e vorba de ulița la Chelaru, e vorba de ulița Cămin pentru Baraba. E vorba de ulița Andrei Costel, dar uite că am ajuns și la asta. Are lungime 433 de metri de la pod. Deci drumul Teișului, de la pot și până la Arsene, are 433. În domeniul public, care l-avem acum aprobat prin hotărâre de guvern, e 100 de metri. Bun, mai departe. E vorba de uliță la Toader Gavălescu, e vorba de uliță pe la Ion Margină, e vorba de uliță Neculai Cipătaru până sus. Are 577. În domeniul public era 300 și vreo 50. E vorba de uliță Mătăsaru, e vorba de uliță Pintilie Gora, uliță Margină Gheorghe, uliță Chelmuș Bonta și Linca, uliță pe față, și ajunge la Rădoaie, uliță Tănase, uliță Tănase, dacă nu prima, clar, prima pe dreapta, da? Uliță Cămin, uliță Spiridon. Ulița aia e închisă care e pusesă închisă? Prima? Nu. Acolo. Nu, dar nici n-ai motiv, pentru că acolo loturile se duc din drum spre păduri. N-ai ce să... Nu mă refeream acolo la dealul în biserică. Din coace, la vară, lângă... Lângă Garcic, despre. După Vasile, Vasile. La Dumnezeu. La Dumnezeu, mai de la Iulia, la magazin. Prima uliță, la Dumnezeu. E închisă și o luat oamenii. Am spus Tănase, am spus Cămin Rădoaia. Așa, următoarea. Am spus Spiridon Ion. Aia-i? Nu, Spiridon Ion, nu știu de ce a fost pentru că și-a văzut pe uliță la școală, la toate cărbătate. Și asta-i Spiridon Ion? Aia nu e prinsă, este prea îngustă pentru a lucra pe ea. Acolo, dacă se va face, se va face ceva manual, cum am ușa. Era lungimea și cam măsura mea atât, de ce ar fi la trecut? Era mai închisă, era trecut în domeniu. De ce au închis-o? Acum e închisă, de ce au închis-o? Era ulița acolo, e închisă acolo. S-a închis acum? Da. S-a făcut pe ea. Iar o domnima, iar a închisă. S-a închis, a rămas de cât atât. Atunci... Sus! Sus, la dea, până la drum. De ce ulița aia? Asta s-a deschis.
Bine, că și acolo... Nu vroia ferici, l-am dat în judecată și la instanță o instanță o tărâs, că e legat cu ferici. Și se dea după la deal. Dar la deal, a, dar se gustează la deal. Aia de lângă ei, acolo era o problemă cu regimul terenului, nu știu, nu? La deamă se gustează, mai țin un lângă drumul, strada Viorii. Ia, dar deamă nu fița era de sus. N-aveai niciun motiv să te dai la cărărașul bătrân, din cauza că în domeniul public avea... În domeniul public nu era asta. Nu era prins în domeniul public. Și atunci... Era prins pe o distanță mai scurtă. Până acolo nu se gustează, așa era trecut în domeniul. Deci, aceeași poveste cu băiatul nepotul lungit. La un nepotul Costic, care avea ajutat la zi, a lui Stanciu. Da. Dar condiți că ulița aia care duce la cimitirul Adichistru. Da, da. Știți cum era ulița aia care ducea în pădurii la Bucarest? Uliță, da. Drumul pădurii, da? Aia era închis. Da, l-a închis el, l-a dus la instanță, iar pentru faptul că drumul ăla nu a fost trecut în domeniul public, instanța ne-a deschis dosarul. Pe Felix l-a pus să strânge gardul, iar acolo a rămas acum să face nou de mersuri, nu știu în ce stadiu mai este domnul Țibor. Deși în schița lui cadastrală. În schița cadastrală, dar nu-i cer. La ulița noastră. Drum. Deci e rară de acces. În documentația școlii la est apare drum, în documentația lui la vest apare drum. Da, mi-a promis acum că vine în august va strica gardul, pentru că el are nevoie de autorizație de construcții, vrea să racordeze la energie electrică, au venit pe aici, au încercat cu SIDOR, au încercat cu GIC, au încercat cu orice fel de artificii de astea, nu i-am dat nici cum, până când nu vine acasă să strânge capul. Ca să strângăm noi și... Hai, te rog frumos, lasă-mă până vin acasă ca să strâng eu, că... să strâng mai cu mine. Vedem, dacă nu se strânge cu bani, luăm din nou drumul instanței. Da, dacă mai aveți întrebări la... Nu, să vă citesc lungimi și lățimi la fiecare? Nu, nu-i treabă. Dar oricum am înțeles. De ce? Acum... Alea schimb măsurat topometric, a spus asta de acum. Respect realitatea de diferenții. Să punem la vot... Vreau să vă informez ceva. Cu privirea asta, cu drumurile, s-a schimbat legislația. Și anume, după ce... prin hotărârea dumneavoastră, vă veți însuși suprafețele reale ale drumurilor. Domnul Țibordei, în baza hotărârii Consiliului Local, va face trecerea în cartea funciară. În FUC. Ok? În FUC. Cartea funciară la OCPI. Da. După ce facem extras de carte funciară, cu extrasul de carte funciară, cu niște declarații din partea mea, ca și secretar al Consiliului Oatelului, cu un proiect de hotărâre, trebuie să trimitem la guvern pe data aceasta. Nu mai e deci n-ai de la Consiliul Județean. Acum trebuie la guvern. Nu, nu e cu hotărâre de guvern, nu. Trimitem proiect de hotărâre la guvern, care are termen 60 de zile să ne răspunde, să ne dea aviz. Dacă ne dă negație, cade proiectul de hotărâre, dar nu văd de ce. Dacă nu, în termen de 60 de zile nu ne dă niciun răspuns, se consideră aprobare tacită. În baza acestei aprobări tacite și sau avizului favorabil dat de către guvern, intrăm din nou la Consiliu, da? La fața dumneavoastră voastre și solicităm trecerea acestor drumuri în domeniul public. Și de-abia atunci e finalizată situația. Asta e etapă intermediară până când rezolvăm. Știți? Asta e. Așa se schimba. Da, ok, deci să punem la vot proiectul numărul 4. Cine este pentru? Unanimitate. Da, și voi vreau să vă duc la cunoștință. Discutam și am prevăzut bani pentru reabilitarea clădirii la bibliotecă. Am vorbit cu domnul expert Groapă, fiind singurul expert pe municipiul Bacău, care face expertiză la construcții civile. Acum vreo 3 săptămâni am mai luat discuția săptămâna asta. Mi-au promis că o să vină din explicațiile care le-am dat eu de când datează clădirea, cum arată, spune mai că n-aș veni, că dacă vin să-ți facă expertiză, să dau demolare totală. Totuși merg pe mâna lui, l-aștept să vină, să vedem ce poate să-mi spune expertiza. Aceea... Ridică-l în minte, de acord. Știți cum ea demolare totală din totul din clădire?
Tot așa am zis și la școala de la Străvan, că este beton. Și nu ieși. E din cărămidă, n-are centură, sau centura e foarte subțire, are fisuri în păreți. Și nu mai putem face centru integrat acolo? Ba da, a, acolo, acolo e reabilitare. Dar nu mai folosește clădirea aia pe așa, dar s-o știi. Reabilitare, n-am zis. Nu mai trebuie să zic că direi unde mărește pe da, nu, dar nu o dat de totală, dar o dat de lucrul la ea serios. A, și trebuie să îi mulătate ce-i da, 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 da. Întărești, referitor la terenul pentru cămin. Am încercat o negociere cu domnul Gigi Ageni, referitor la terenul de lângă terenul nostru. Am discutat cu el, el mi-a spus un preț, i-am spus, eu nu pot să mă pronunț asupra prețului până când nu aducem un evaluator anevar, că așa spune procedura, ne obligă procedura să facem lucrul ăsta. Am avut evaluatorul într-o zi, mai mult de 10 euro pe metru pătrat, n-am cum să-l evaluez nici cum. Ori după dânsii și voiau cât vrea domnul mici, dublu. Aproape dublu. Eu propun să avem în vedere mai multe amplasamente. Mai multe amplasamente. Am luat-o prin sat și ne-am plimbat pe mai multe amplasamente. Eu țineam o țești de terenul ăsta că am spus că e cămin cultural și ar fi normal să fie în centru civic al satului Parava. Dacă se poate. Dacă se poate. Datorită prețului, nimeni n-are curaj acum să te duci peste raportul de evaluare a evaluatorului care îți dă 10 euro pe metru pătrat și eu spun nu, țin cont de ala, dau 20.000 pe euro pătrat. Că dai concesionatul și chiar ai avea motive intimente să dai concesionatul de data asta. Dar evaluările astea se mai actualizează din când în când, că eu știu că dacă cumpere o sărăște de casă, dai cât o grămadă față de evaluările astea. Omul de acolo... Ați mers pe alte amplasamente? Am mers spre alte amplasamente. Alte amplasamente ar fi la limita satului Paraba cu Drăgușani, acolo, la confluența între cele două sate. Eu am mai discutat cumva cu doctorul Chifane, care are o suprafață destul de mare acolo. Nu-i dispus să vândă, n-am discutat acolo recent, nu-i dispus să vândă, sau dacă ar fi dispus să vândă, ar trebui să vândă tot. Adică tot înseamnă teren din drumul județean 119 până în drumul dealului. Se poate face și un părculeț, acolo se poate face multe. Nu vrea vedea o părculeță pe o pantă mai mare de 5%. Am mai luat în calcul vecin cu școala la Străoani, pământul lui David, el l-a lotizat și l-are dispus pe vânzare, dar iar n-am discutat. Deci n-am discutat un preț nici cu David, el l-a lotizat terenul ăla în 3 loturi. Știu că e pus pe vânzare, n-am discutat cu el, spun acum, dacă l-ai lipit și l-ai dat la primărie, cu cât l-ai dat metru pătrat. Deci, asta este despre teren. Nu știu dacă careva dintre voastre a avut sau nu o discuție cu familia Gigea vis-a-vis de terenul ăsta. I-ați propus un preț sau nu? Nu știu, dar ei n-au cedat. Prin telefon, Cristi o cedat doar la 2000 de euro. Bun, nu iau 30, nu-l dau nimănui decât la primărie pentru construirea cămilor cultural, clar. L-am întrebat din 30 dacă mai lăs ceva, au zis, da, mai lăs tot așa, că ei pentru primărie și pentru cămilor cultural mai lăs 2000. Mai mult de 2000 nu mai lăs. Din cât? Total din 30.000. Mi-a spus 20, am pus o ajung la 30.000. Să-mi identificați și la spate cum mai lasă. Eu o să port o discuție și cu nea. Genii am discutat tot. Nu știu la 20.000. Nu-i problemă, e împuternicit, nu poate să meargă omul la notar. Când mi-a dat actele de învățare cu părare, pentru că eu trebuie să dau la evaluator. O discuție am avut și așa, că nu poate să-l dea mai aici, decât o dat el pe... Da. Probabil că el o dat până la primul tot genul. În urma rapoartelor operative din cursul anului 2019, am făcut demersul și le-am depus la CNI. Informația ar fi... Domnilor, consilier. Domnul a fost timp la voi, la urmă, în ultima? Și ăla timp.
slabă. Lasă Costin, e plecat cu soțul așa. Nu pot să știu. El trebuie să demoleze casa. Că noi nu putem cumpăra construcția. Trebuie să cumpărăm teren grad. Da. Dar trebuie să vă străiam. Să vă străiam. Adică să mai e în centru un spațiu. 50.000 de euro, bine. La Andrei, casa aia acolo. 5.000, 10.000 pe grea. Unde la Andrei? La un an inginer sub oată, că Drăgoi. Dar nu e în sub loc, în spațiu. Cum? Îi lasă. Să vedem deja la Drăgoi. Nu-i spațiu. Îi lasă acolo. Unde la Drăgoi? Da, în Drăgoi. Da. În casa lui Costa, Și are, mi se pare, 20 ceva de metri la față. La ce? La aici, la... Deschide, la aia mai mult. Da. La Nea de Jean Dobri? La Nea de Jean Dobri? Da, Jean Dobri, fost, da. La Jean Dobri. La Jean Dobri? Da. Deci să vedem la unul de care vedem să vrea să stăm pe care. Și e spațiu, să știți, că e... Dar o crește. E... Deci, încercăm oricum, că vine așa. Deci, pe mai multe voare artești? Știu că am așa prețul ce, vreo 15.000. Mi se pare rezonabil, adică la 1400-1700, nu știu pe aia. E vorba că acolo va fi un cămin cultural, e vorba că acolo vor fi diferite activități culturale cu poluare fonică. Și atunci nu poți să... Care e diferența dintre din coace, nu? Păi... Dar trebuie de pensiile astea. Nu e atât de îngrămădit. Vă scuzați că vorbim, dar îmi dați nevoie 2 minute. La domnul președinte și domnul președinte nu pot avea asemenea. Ca să știu cum consemnăm, considerați faptul informarea domnului primar cu privire la prețul solicitat de domnul ăla, nu știu cum îl cheam, de Ghicea, 30.000 de euro, că este un preț exagerat. Absolut. Propunem domnul primar să ne ridice mai multe amplasamente. Și propunerea ca domnul primar să ridice mai multe amplasamente. Ei, așa poziții bune ar fi și lângă magazin, acolo, la cordonerii, dar e... Nu știu, trebuie discutat cu toată lumea. Băieții vor... Mai mult. Mai mult. Dar după cum a spus, în portea postul de ceapă, ar fi bine și acolo. Și acolo. Și acolo. Și acolo. Ar fi la prima la postul de echipa, tricolorul ei, dar n-au făcut... Nu, dar să stia în timp. Domn primar. Dar aici moralul domnului de acolo? Cere mult cu domnul Moara. 120.000 de euro cerea cu Dumnezeu. Da? Și pe râu, nu știu dacă te încadrezi, nu. Trebuie să ieși din zona inundabilă. Din zona inundabilă, din zona, la zona inundabilă din Terbii, cu regularizare, din râu, cu... Da, cu dirijare. Da, da, da. Două secunde, îmi dați și mie voie să vorbesc. Domnul președinte, am încheiat subiectul cu căminul, da? Cu identitatea. Da, întreb cuvântul ca să mai stea asupra. Îmi pare bine de cunoștință. Nu v-am cunoscut până azi pe toți. Așa îl cunoșteam mai mult pe domnul primar, domnul Dediu, la fel domnul Vici. Câțiva dintre dumneavoastră îi cunoșteam. Ce rugăminte au la dumneavoastră? Văd că pentru Barava, Drăgușeni, tot aveți proiecte, sunteți... Ok, n-am nicio problemă cu niciunul, da? De vreo 10-12 ani, ați fost, ba consilieri, ba una, ba alta, ați fost pe aici, da? Pentru Rădaia, satul meu, care mă doare și pe mine, văd că nu se discută nimic. S-a discutat chiar la fără de canalizare. Cu ulite, s-a discutat chiar acum. Vorbim că s-a discutat, că s-a măsurat ulițele începând de la alta, de la alta, începând de la Parava, până la Rădoaia, deci... Deci, noi la Rădoaia avem canalizare? Păi asta discutam acum. Se discutau că s-au măsurat și în vedere. Ce este făcutul de fiecare dată? A fost făcut, s-a abandonat, că nu s-au aprobat bani și atâta. Văd că luați aveți în discuții că faceți că mine, că faceți... Dar pentru Rădoaia... Ce faci și pentru noi? Vreți votul de la noi. O să veniți peste două săptămână, două. Ei, nu să vedeți fiecare ce-ți fac. Ce? Văd că... Eu nu vine chiar
dreptate. Aveți proiecte numai pe așa și la... Dar noi cui suntem? De ce atâta diferență? Oare noi nu suntem și noi oameni ca și dumneavoastră? Și le plătim. Și le plătim. Și fac așa. Dar faptul îl face noi. Dar nu îl face noi. Nu are lecția. Dar unicile și așa. Cum s-a făcut deștept. Și la mine a cazut-o la fel. Casa aia a luptat. Dacă tata e șeful și eu sunt pe lângă el. Dar dacă eu pe tata nu-l bag la mă, vrei tatăl, mai dai și mie o bucățică de teren să muncesc? Nu. În capa aia de față. Marius, poți să zici? Da, faci ulițele și... Domnul Tomozei. Domnul Tomozei. Deci de când sunt eu primar la Parava, la Rădoi am moștenit alimentarea cu apă pe traseul drumului județean și până la Costică Filip, care le-a făcut. De atunci până acum am investit și acum este apă pe la toate ulițe, da? Inclusiv până la voi, la poartă, până la Gheorghe de Ludovica. Pe proiectul de canalizare, când s-a făcut canalizarea la Parava și la Brăcușani și la Teiș, s-a făcut pe un program integrat cu fonduri europene. Valoarea maximă a proiectului de absorție era de 2 milioane jumate de euro. Eu am încercat să prind toată comuna. N-am reușit pentru că depășeam cu mult acele 2 milioane jumate de euro. M-au condiționat să mă duc cu canalizarea pe unde este apa. Ca oamenii consumatori de apă să poată deversa apă uzată într-un sistem de colectare apă reziduală. Dar a doua era apă. Pentru a se face un proiect pentru canalizare, am încercat să fac un proiect de canalizare la voi ca să fiți, să nu fiți dependenți de canalizarea, de stații de curare de la Brăcușani. Din toate studiile făcute și cu specialiștii cu care am discutat, pentru localitatea Rădoaia nu există un reversor. Adică un curs de apă cu un debit care poate prelua apa uzată produsă de locuitorii Rădoi. Nu am avut altă soluție decât să o lipesc, deci canalizarea de la voi. Va începe de sus, de la băieții lui Spiridon, vecinii vor de peste drum, pe ulițele care le-am menționat, și va coboră pe la Cruce, la Vale, se va acorda în canalizarea de la Drăgușan să se diverseze stația de curare de la Drăgușan. De la Străoare. Da? Deci proiectul ăsta a fost depus în cursul anului trecut pe programul ăla PD, Fondul de Dezvoltare. Nu s-au aprobat pentru că de timp s-a schimbat guvernul și guvernul actual nu a mai finanțat acel program de finanțare, menționând că o deschide alte surse de finanțare. Până acum nu s-a mișcat nimic, nu a dat drumul nici la PNDR-ul ăla 3 care îl așteptam, nu s-a mișcat. Exercițiul bugetar 2020-2027 sunt prevăzute alocate sub centru canalizare. Vor fi. Vor fi. Da? Deci se vor deschide din finanțare. Bun. Eu n-am stat cu minte nici așa. Și am început să bat la ușile CNI-ului. CNI-ul au undeva pe un... pe un program al lor, alte programe, că ei merg de regulă pe anumite finanțări. Pot băga canalizarea pe acel program al lor la alte programe. Condiția lor era, deci săptămâna trecută când am discutat cu ei, până acum spunea, doar trimite mărtire, noi evaluăm, vedem și te punem într-o listă de sinteză. După care ne-a dus pe tutenic și ei fac licitații, ei și aduc constructorul. Nu ne implică pe noi primării. Văzând numărul de solicitări mari, că nu numai eu bag la ușul CNI-ului, sunt primar din toată țara, acum au spus, nu mai vrem așa, ia să vedem dacă noi vă dăm bani voi pe unde lucrați. Adică pe domeniul cui lucrați, pe domeniul public al statului, să cheltui banii pe... Când te duci de acolo și spui pe uliță la Tănasă, ei consideră că aia e ulița lui Tănasă și n-ar trebui noi primăria să-i băgăm bani sau statul român din bugetul de stat și de bancă să facă finanțare pe ulița Tănasă. Și o facă Tănasă, sunt. Nici mai cum. Da. De asta trebuie să intabulez acolo, îți mă duc cu carte bunciară, zic, ulița la Tănasă Rădoaia este prinsă în cartea bunciară. Numărul face parte din domeniul public al Comunei Parava, ca să poată să-mi ia în calcul proiectul de canalizare. Deci proiectul de canalizare la voi și extinderea asta pe Drăgușani și Parava, pe ulițele care se pretează a funcționa gravitațional, mâine pot să dau ordin de începere. Execuție. Mâine pot să dau ordin de începere execuție dacă aș avea și bani. Dar finanțare. Da? Dacă aș avea și finanțare. Deci el este făcut cu documentație de autorizare, cu toate avizele. Domnul primar. Deci dacă mâine am făcut pe multă ori. Da? Domnul primar. Da. Suntem prin adic. Da? Da. Deci uitați acolo. Era planul de etapizare. Da. Intrașul noi prin 2022. Intrașul noi prin 2022. 2022 intram acolo. Nu? Da.
Deci, nu s-au făcut. Până în 2022, mă scuza, domnul primar, ceea ce înseamnă că asta, până în 2022, indiferent de primar care să fie. Nu. Poate apară și avizul de finanțare. Poate se deschide exercițiul bugetar. Se deschide exercițiul bugetar pe fonduri europene. Atacăm și acolo. Deci primăria Baraba nu își permite să finanțeze o lucrare de asemenea amploare. Deci trebuie găsit o sursă de finanțare externă. Am înțeles. Problema voastră care vă doare cel mai tare și cel mai tare din toate, eu nu știu, e povestea domnului județean. Dar și uliță. Zâlnic. Uliță ni s-a cu uliță. Uliță ni s-a dat la de ce nu le-a făcut? Corect. De ce nu le-am făcut? Dar asta vreau să dau un vici. Când am mare acolo. De barastra le-am tot barastra. Dacă s-a făcut la 11 instituturi, așa am făcut. Judiceam și face. Se poate. Dar acum, unde-i văzut uliță făcut în afară de ulița de la cimitir de Iuș? În Baraba sau în Iușan. Ulița s-a dată? Ulița s-a dată? Ulița s-a dată? Unde? De Iuș. Unde? Unde? Care? Aia de la biserică. Aia de la biserică. De la biserică e asfaltată. Dar mă scuzați. N-am venit să mă cer să dau un brat. Nu sunteți niciun vinovat. Aici am înțeles. Haideți să vă explic de ce ulița de la biserică că nu și este asfaltată. În momentul în care am făcut proiectul pentru asfaltare de Iuș, neavând acces la fondurile bugetului de stat, adică la Ministerul Dezvoltării sau la Guvernul României, l-am pregătit pentru a accesa fondurile europene. Fondurile europene spuneau un ghid așa, pentru a finanța execuția unui drum la un sat cu 300 de locuitori, 100 de gospodării, trebuie justificat. De ce? Ar trebui să faci... Și finanțarea este să ia la locuitori echivalent, adică locuitori care locuiesc în sat, chiar dacă nu au buletinul de sat, chiar dacă au doar casă de vacanță. Și atunci am... Ca să pot să obțin finanțare de la Uniunea Europeană, am făcut, spunea să aibă acces la două instituții publice. Da? Și am considerat că școala Teiuș este o instituție publică, chiar dacă era închisă, nu funcționa. Dar pe topograful, când mi-a făcut măsurători, scrie școală. Deci drumul s-a te oprit în partea școlii. Nu mergi mai departe un metru. Și am considerat că biserica și cimitirul de la Teiuș este o instituție în satul ăla. Și atunci drumul deservește cele două instituții. Școala și biserica. Și de asta e asfaltată biserica la Teiuș. Că altfel nu aveau asfalt pe biserica la Teiuș. Iar drumul în continuare de la școală și până la capăt, la... Spre Baraba. Așa s-a făcut pe bugetul local. Și e aproape un kilometru de drum. Nu, o să păstrează. Despre drumul vostru, că știu că asta vă doare și vă interesează, drumul vostru este proiectat, are tot ce trebuie, are avize, are constructor. Problema mare e că partea de drum de la Marcu, de aici, de la Moșdiță Munteanu și până la Ciujmea, pe partea stângă, vor fi expropieri. De se taie vii, se taie pământuri, se taie păduri, ca să facă drumul cum trebuie făcut, după normele de proiectare, cu ziduri de sprijin, cu șanțuri betonate, cu casiuri, cu... Deci o să mai sunt drum corespunzător. Dar în cazul acolo unei alunecarea, unde voi știți bine despre istoria alunecării aia, va fi expropiat Vasile Călăraș, Lia, adică tot pământul din fața locașului va fi expropiat și pământul din lateralul locașului, unde ar fi al lui Ion al lui Onișor. Acolo va fi un drept în spic, adică va fi tot pământul ăla, va fi de nasă, poate scoate apa, să drumul să rămână drumul în continuare. Pentru asta am discutat de vreo două săptămâni, trei, probabil m-aș și văzut prin sat cu doamna director la drum județeni, cu Ionul, cu toți factorii de răspundere la drumul ăla, îl rupe în două. Deci se va da autorizație zilele astea, astăzi, luni, marți, pe tronsonul de la Luncașu, la limită cu Gura Văin, unii va începe lucrând de cât de curând, într-o zi, două, trei, patru, ar trebui să înceapă, și se va da autorizație pe tronsonul de la Luncașu, la limită la Niță Munteanu. Ca între timp cât se lucrează acolo, aici să se lucreze pe expropieri, pe mutat de stâlpi, stâlpi ăștia de medie care duce energia la voi, la Rădoaia, vor fi schimbați. Vor fi mutați mai încolo, că ei sunt atât acum zona de siguranță a drumului. Bun, zona de siguranță a drumului se mărește. Deci se va tăia, se intră în pădurea asta de salcon pe stânga și 6, și 7, și 10 metri. Asta însemnând
că și proiectul se modifică. Nu, nu. Păi nu, proiectul ca, proiectul de drum care a fost prevăzut așa? Da, da, da. Deci, proiectul de drum... Adică proiectul de drum are o lățime, da? Deci va fi lățimea de carosabil 6 litri. Da? Cu bandă 3 și 3. Doar dacă va fi o leacă restrânsă la intrare în Rădoare, prin teritoriul intravilan, unde gardurile sunt prea... Acolo nu vor mai veni șanțuri betonate, vor veni rigori carosabil. Ca să poată să încapă două mașini fără nicio problemă, nivele de gabarit. Vor fi șanțuri periate, vor fi acostamente de câte un metru, și pe o parte și pe alta. Vor fi ziduri de sprijin peste tot unii, ați văzut voi că au fost alături. Aveți proiectul de nu, 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 nu e la mine, eu am culoarul lui. Am culoarul de expropierea lui. Dar l-am mers la pas cu proiectanții de mai multe ori și știu ce înseamnă. Deci, proiectanții respectivi nu au făcut și niște proiecte, niște chinte, ceva? Da, dar nu dă și proiectul. Nu merită mie. Nu dă mie, că noi suntem mergeați. De la cum la se vede ceva cu. Dar cândva se pot vedea și... Când o să vină pe șantier, doar ei lucrează, o să lucrează pe șantier cu proiect de mână. De ce de șantier cu... V-am înțeles perfect. Deci, sectorul... Eu nu pot, decât să fac lobby, nu dau ordine acolo. Deci eu nu pot să le dau ordine, constructorul arată în spii pași. Deci pe mine nu mă poate, poate să mă adunească cu șantier. Sunt ce cauți? Tu, în calitate, de ce e aici? De supraveghetul în primul rând. Păi da, dar beneficiarul este Consiliul Județean, Consiliul Județean o să aibă angajat de șantier care face supervizarea de șantier, cum spui tu, nu eu. Păi dar dumneavoastră, dacă nu veniți dumneavoastră, că aici am dat eu, o să vină la de la Bacău, că nu cunoaște pe nimeni și vine la de la Bacău și comandă la mai. Da, vine. Vine, dar problema e că... Singur nu vine. Problema e că... Dar nu vine primar, că nu vine singur, frate, și... Nu vine. Mă iau și mă duc și eu la ploiești acum, eu sunt inspectorul de la București, mă duc la... Domnul primar, directorul la despăduchirea, aveți ceva date? Ca să-mi pare eu, primar, despăduchirea. Nu e, nu e, nu e. Dacă am date, valoric... Da, aproximativ, da. Nu. Nu, știu că de luni încolo se va lucra la un plan parcelar. Am discutat ieri cu un topometrist. Sper ca astăzi Consiliul Județean să fie parapat și dea-ți contractul cu el. Știu că se va lucra la un plan parcelar la care trebuie să muncesc mult de mult, pentru că avem zona de pădure unde o stăpânesc și știu bine ce e, deci vizez planul parcelar acolo. Dar avem zona de teren arabil și fâneță la Cișmea, în stânga. Mai este casa la numai de nume. Da. Fie de până în ograda, bine, da. Și la Neluță și la Neculce. Domnul primar, dar le facem, domnule, asta. Facem, le facem. Dar eu până acum am vorbit sângă, la pereți. Dar eu vreau să vorbim, bă, când vorbești, vezi? Dar ce vrea cea de... Îl facem. Și ne apucăm de treabă. Oamenii ăștia, care au sărași și... Păi știu, deci am văd ce vrei să ia niște taxă precum la cămin. Îmi dai un miliard, las ca să iei de acolo. Nu, dai bine. Nu, 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 există. Nu, există. Există, de gandă, e legat tariful ăsta la expropierilor, este lucrare de interes național, vrei, nu vrei, în urma planului parcelar, care va ajunge la Consiliul Județean. Consiliul Județean, o să vedeți, primini probabil, o să comunice cu oamenii, să-și deschide un cont, o să vedeți banii în contul fiecăruia, în funcție de suprafața expropiată. Că, nu știu, sunt cei cu lățimi mai mari, cum e cazul lui Cuie, Vasile Pișcu, sau străinul, nu? Unii, frăjul legal, care au un hectar de pădure în lungul lui, acolo să fie o suprafață mult mai mare. Dar cei care au câte 3 metri lățime la pădurea de amestec, o să fie o suprafață... Nu se simte. Nu se simte. Deci se va vira banii în cont și după ce s-au dezbate moștenirea, atunci fiecare moștenitor poate să-i... În parte de sumă, ales da. Da, mai sunt și alte, mai aveți alte varianțe, alte... Și băi am spus așa, de drum am spus... Dar avem două, dar nu ca să se rezolve una din două. Deci ne doare cel mai tare asfaltul, vă zicem sincer, ne doare foarte tare că... Pe noi nu ne băgați în discuții, chiar dacă, nu știu, noi nu plătim taxe, nu plătim impozite, cum s-a mai vorbit, tot la fel că nu vrem să fim în legalitate. Noi, chiar dacă nu suntem în legalitate, cum spuneți dumneavoastră,
Oamenii noștri de la Rădoaia au venit, au măsurat casele, chiar dacă casele acum s-au modificat, s-au restructurat, cum au vrut dumneavoastră să spuneți, și plătesc impozit pe casele măsurate acum. Nu pe alea vechi, că erau de 100-110 metri pătrați. A venit domnul Petrică și nu mai știu cine, s-au măsurat lungimea, lățimea și banii se iau pe suprafața respectivă care e acum. Poate n-au ajuns la toți, de asta. Ba nu, la toți au ajuns. Așa, tocmai ieri, am scăpat de auditul Curții de Conturi. Așa. Și să dați seama că prima întrebare a auditului când a fost, că asta e politica Curții de Conturi, cum stăm cu taxele și impozitele pe casele neautorizate? Că peste tot, în toată țara, sunt construiți case fără autorizații din anumite motive. Nu că ei ar fi vinovați că n-au autorizație. N-au autorizație pentru că nu sunt titulari de terenuri de pământ. Au cumpărat cu zdelci, bate pe la oameni la Dumbrava, bate la oameni la... Ba ei între ei. Nu s-au dezbătut moșteniri după bunici, are casa de pământul bunici. Dar nu s-au dezbătut moștenirea și noi nu putem autoriza. Deci să știe lucrul ăsta, că din cauza acestor motive se mai construiesc fără autorizații. Comisia are termen permanent și tot timpul Petrica ajunge la Rădoaia la, nu știu, la o săptămână, la două și toate casele sunt inventariate. Doamna de la Curtea de Conturi a vrut să meargă pe teren cu mine, a mers pe teren și am intrat în Rădoaia. Casa asta e autorizată, luând tabelul de la Petrica, că așa puteam să spun toți autorizate. Da. Luând tabelul de la Petrica, să-mi dai tabel cu casele autorizate și casele neautorizate. Întreba, casa asta e autorizată? Da. Cum se numește? Chiria, Ovidiu. Da, are autorizație. Asta e autorizată? Nu. Cum se numește? Nu știu. Marius. Da? Bun, s-a uitat. E acolo. Vine la doamna repadată și spune, ia să văd eu impozitul lui Marius. Plătit sau neplătit? Că el dacă îi pun pani și plătește, plătește. Dar sunt la voi mulți cu datorii mari. Sunt care nu au plătit. Care nu plătiți. Dar ce mă bucur acum și îmi place enorm de mult la voi, că ca în anul ăsta, n-ați dat așa năvală peste mine să mă întrebați cum să faceți să vă intrați în legalitate, cum să vă faceți titluri de proprietate pe case, pe terenuri, pe autorizații de construcții, lucru care m-a mirat, dar în același timp m-a și bucurat. Deci eu venit băieții lui vecinii tăi de sus, al lui Babașa, Felu, amândoi. Eu am cumpărat de la cutare. Cum pot să fac să intru în legalitate? Și unul și celălalt. I-am identificat cu oamenii proprietari de la Dumbrava. I-am spus, te duci la ăla, vorbești cu ăla. Am sunat eu pe unul, cine știi de ăla, e acasă. Trebuie. Da. Și plătim, corect. Din cauza mea, agitării impozitele astea la Rădoaia, de fiecare dată când mă duceam să mă plâng la Consiliul Județean și din celelalte mandate, replica Consiliului Județean era câte taxe și impozite și autorizații de construcție ai la Rădoaia. Încereau fie. Da? Când am fost Viorel? Am făcut o poteră cu Viorel, consilierul, cu Iulian și cine mai fost, cum mai fost. Am zis, mergeți 3-4 poziții. Nu mergeți să vă sunteți la președinte în Consiliul Județean. De atunci, a început demararea drumului. Deci la drumul ăsta se lucrează din 2018. Dar se lucra cărtii. Degeaba vă spun eu că zicați în 2018. Voi vreți să vedeți drumul negri. Nu? Că asta mi-e dorință. Și a voastră, și a mea, și a tuturor. Și a cetățenilor de la tuturor voi. Că și-aia mă negri. Când îl faci? Când îl faci? Toată lumea. Da, deși vreți și... Da. Asta e. Să sperăm că o să fie bine și cum ați văzut. Trebuie să înțelegeți și din taxe și impozite pe legea dumneavoastră. O să ajung ulterior, da? În contribuții, la canalizare, da? Și primăria o să plătească o parte, chiar dacă este din fonduri europene. 10-20%. Trebuie să plătiți bani și la primărie. Eu nu cred că dintre dumneavoastră știi că unul are o casă, nu plătești niciun impozit, l-ați privit cu ochi buni. Da? Deci trebuie să conștientizați că trebuie plătit ca să poți să fii bani pentru toate investițiile astea. Un efect a făcut dumneavoastră, dacă ne luați bani, vă rog frumos, aveți grijă și de. Dar nu cred că ei facem discriminare. Uitați-vă da, între noi. Cât ați discutat despre Rădoaia, da? S-a vorbit despre biserică, nu știu unde. S-a vorbit că o să se facă un cămin, se caută un teren. Dar despre Rădoaia, domnul...
Căminul Cultural este al Comunei Parava. Pot veni... Al Comunei Parava, da. Da, este al Comunei. Nu am pus aici că este al Comunei Parava. Două secunde, atunci am ceva împotrivă. De ce nu puneți la mijloc acolo, în partea aia altă? Nu în partea aia altă. Da, nu e posibil. Unde ați spus dumneavoastră, Casa de Cultură nu este în mijlocul orașului Bacău? Nu trebuie. Casa de Cultură nu este în mijlocul. Da, și apoi Bacău se poate extinde mai mult într-o parte decât în cealaltă și nu mai e chiar în mijloc. Dar undeva pe acolo, unde se găsește și Viorel. Ai centru civic. Sigur, centru civic. Așa, la acolo rămâne. Mai e o chestie. Nu face discriminare. Nici nu au fost până acum reprezentanța ai satului Rădvaia să vină să viniteze în satul. Și-a mai fost un rău. Școala la Rădvaia a fost reabilitată, nu s-a spus aici, nu? Nu cred că a fost reabilitată. Școala la Rădvaia? Nu, s-a reabilitată. Ok, vedem. În care trebuie să-ți spuneți așa că nu am reabilitat pe școala de la Rădvaia? Și în ce fel este reabilitată școala de la Parada? Nu, 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 hai să facem diferența. Deci școala de la Rădoaie e vorba de finanțarea pe Poare, care s-a făcut nou corp de școală și care arată dezastru în el. Iar la școala de la Rădoaie e vorba de reabilitarea, nu reabilitarea, includerea grupurilor sanitare în interior. Deci la asta face referință, domnule. Ăsta a fost proiect finanțat cu fonduri PNDR. Da? Iar la voi a fost proiectul finanțat de la Ministerul Învățământului și am confinanțat noi cu, nu mai știu valori, că acum am făcut. S-a dat bani pentru, dacă ați auzut, că am luat vreme ce ori în școli. Da? Nu, nu în fundul grădinii. Da. Da? Deci la asta se referă. Că a fost la anul trecut, primăria a urmărat un proiect în școală pentru cele grupuri sanitare, schimbat parte din instalație termică, parte din instalație electrică. Pentru că era un dezastru. Era un dezastru. Deci nu cred că în continuare este. Indiferent câte, este, dar... indiferent câte eforturi se fac acolo. Deci prin programul ăla, prin programul, prin măsura 3.2.2, am adus la școală la Rădoaia o dotare... Da, da, vă aștept să facă semnificație. Dar avem putem ședință. Vorbesc rău, cu mască mai... Nu mai e viața. Și la ședință de urmă, da, mi-a deci, școala voastră este la contactul laborator. Ședința e.